ca să schimbăm switch-ul de la pedala de frână, va trebui să desfacem 3 șuruburi. 1, 2 și al treilea e în capăt. Le desfacem cu un torx de 20. După ce am desfăcut toate șuruburile, va trebui să scoatem acest plastic de dedesubt. Scoatem ușor, tragem ușor de el în exterior, în jos, tragem ușor în jos și înspre exterior. Scoatem afară. Astfel vom avea acces la pedala de frână aceasta. Identificăm switch-ul. Se află chiar aici, sus. În partea de sus a pedalei de frână are și o mufă conectată. Bun, ca să scoateți, la unele mașini iese rotind de el în stânga și puțin oblic și îl trageți de el. Acesta iese rotind de el în dreapta și scoateți în exterior. Ușor, deconectați și mufa. Are două urechi lateral, apăsați pe ele și iese. Destul de simplu. Iată-l. Acesta e. Mai poate fi ceva de genul acesta. Switch-ul. Acesta probabil iese pe rotind de el în stânga.